Vă salut, dragi prieteni, știu că vă era dor de mine, simt eu așa. Astăzi vreau să vă răspund la întrebarea, că sigur aveți unii dintre dumneavoastră întrebarea asta, cât plătește Adi de la Vâlcea la stat? Cred că e o întrebare bună asta. Așa că vreau să vă spun că am firmă din 2004. Noi suntem în 2020. De 16 ani am firmă. Adică de 16 ani plătesc la stat. Dacă n-am plătit până atunci, este că așa era atunci, la vremea respectivă. Și educația noastră, vă dați seama, veneam din comunism, unde niciodată nu ne-a întrebat cineva de cât, că mergem la nunți, că să plătim. Niciodată. Adică nu știu pe vremea lui Ceaușescu să fi fost treaba asta pentru noi lăutari. Și vă dați seama, am trecut la democrație până am înțeles că s-au schimbat lucrurile, ne-a luat ceva timp. Așa că mie, cred că mi-a luat mai puțin decât altora. La sfaturile prietenilor care îi aveam la fisc, la finanțe, mi-am făcut PFA, persoană fizică. Așa era la vremea respectivă. Și mi-a spus Adi, fă-ți că e bine să fii în regulă. Și, sincer, mi-am făcut, când alții nu-și făceau, mi-am făcut această firmă, poate și din mândrie, să spun așa. Mândrie de ce? De a nu mă ploconi în fața cuiva, să încep să perii pe cineva, să râd forțat, ca să mă scape că n-am plătit și așa mai departe. Înțelegeți ideea. Am vrut atunci când cineva vrea să mă verifice, să fiu cu capul sus și pentru asta mi-am făcut de foarte mult timp firmă. Atunci se plătea la normă de venit. Cum plăteau taximetriștii, declarai o sumă aproximativă care credeai că o faci într-un an și restul nu mai conta. Adică plăteai suma, impozit la suma aia. Apoi, în 2010, nu știu, știu că am schimbat numele ca să am cumva cu Adi de la Vâlcea ceva. Din 2015 mi-am făcut micro. Și atunci am plăteam pentru că era impozitul mai mic. Că toți vrem să plătim mai puțin, e normal asta. Și era 3% impozitul pe venit și dividende, nu mai țin bine minte, dar cred că era 11% când retrăgeai bani. Dar eu acum vreau să vă spun la actual, acum, în prezent, eu plătesc în jur de, am 5 angajați care plătesc 23 de milioane, 2300 de roni. Eu spun aproximativ 2300 de roni. Asta înseamnă 11500 roni. Asta ar pleca o dată din firma mea. Apoi am impozit, am 1% pentru că am angajați și cred că 6% dividende. Dar dividendele, ce am înțeles eu de la contabil, că pot să plătesc 6% doar, cred că 25.000 de roni când scot. Restul
trebuie să plătesc undeva la 12 și ceva. Dacă greșesc pe undeva, să mă scuzați că... Așa, deci mai plătesc la mașini. Am la una din mașini plătesc 10.000 de roni anual. Asta înseamnă că am aproape 200 de euro lunar. La altă mașină plătesc 100, vreo 350 de euro plătesc la mașini, care tot la stat îi dau. Dacă nu câștigam bani, nu aveam ce să dau la stat. Deci ar fi 350 cu 11.500. Și am 2000, hai să zic 2500 cu 2900 de euro plus dividendele care v-am spus, nu prea pot să le calculez prea bine, dar eu cred că plătesc între 3500 și 4000 de euro, dar 3500 plus, zic lunar. Deci eu plătesc lunar 3500-4000 de euro, că v-am spus, aici cu dividendele am necunoștințe. Dar în mare știți că plătesc 6% sau, dacă e cum spune contabilul, 12% ceva. Și asta din suma de 300.000 de roni. Și mai am încă o firmă, am două firme. Eu aș zice că mai mult de 4.000 și ceva de euro, dar în mare plătesc undeva la 4.000 de euro. Asta înseamnă că Adi de la Vâlcea plătește vreo 50.000 pe an. Sunt ceva bani, nu? Eu zic că sunt. De ce? Pentru că am învățat că nu poți să iei tu toți banii. Așa am învățat. Știți, e zeciuiala, care și în Biblie spune, trebuie să dai zeciuiala. Așa facem și noi acum. Dăm statului, pentru că este normal să-i dăm, eu așa consider, educația mea așa îmi spune, trebuie să dăm și statului ce al lui. Și eu fac treaba asta din 2004. N-a fost suma asta din 2004. Vă dați seama. Au oscilat așa sumele, dar acum, în momentul de față, eu plătesc cam în jur de suma asta. Mai mult sau mai puțin. De ce vă spun treaba asta? Pur și simplu că sunt un tip corect. Am avut controle de la ANAF și niciodată nu m-a găsit neregulă. Adică să primesc amenzi sau chestii de genul ăsta. Pentru că am un contabil care are grijă de fondurile mele. Totdeauna fac contracte pentru toate evenimentele. Și știți de ce? Pentru că noi avem o sumă pe care o putem plăti. Adică nu e o sumă atât de mare încât să mai merite să risc. Și credeți-mă, nici nu vreau să risc. De ce? Pentru că e o sumă ok, statul chiar a făcut un lucru foarte bun când ne-a relaxat taxele astea, le-a făcut corecte, să zic așa. Cineva, în sfârșit, în guvern acolo, nu știu de unde, din ce zonă a venit, a fost un băiat deștept. Și a spus, decât să le băgăm taxe mari și să nu le plătească, mai bine băgăm taxa corectă și toată lumea se va îmbulzi să-și plătească taxele. Nu o să mai vrea nimeni să riște, mai bine își plătesc taxele și e foarte bine treaba asta. Exemplul ăsta l-am auzit un premier cipriot,
a făcut treaba asta, a scăzut toate taxele și a avut cele mai mari încasări la buget. Adică, very clever. Și așa consider că eu sunt în legalitate, mă simt foarte bine. Oricând vine cineva să mă verifice, sunt cu capul sus, nu trebuie să-i pun mâinile și așa mai departe. Mă înțelegeți? E simplu. Așa că v-am răspuns și la întrebarea asta. Am spus cât plătesc eu asta. Nu știu alți colegi de-ai mei cât plătesc, fiecare... Unii plătesc, alții poate nu, nu știu, eu nu știu de ce să vă zic. Chiar nu mi-am întrebat niciun coleg, băi, ai firmă sau nu ai, plătești ceva sau nu. Că nu e treaba mea, nu mă interesează chestia asta. Dar Adi de la Vâlcea plătește în jur de 50.000 de euro pe an. Totuși, dacă stăm să ne gândim, sunt niște bănuți, nu? Totuși sunt. Sunt oameni care... Cred că sunt vreo 4-5 salarii de bunicele de un om care muncește normal. Eu le plătesc lunar. Sper că răspunsul meu vă mulțumește. Am făcut așa un calcul atât cât m-am priceput eu. Nu, v-am spus, nu e poate mai mult sau mai puțin. Și acum că e mai mult sau mai puțin... Whatever. Vă mulțumesc mult. Mă bucur că am reluat din nou conexiunea noastră. M-aș bucura să vă abonați la canalul meu, Adi de la Vâlcea Omul, pentru că aici am să fac multe mărturisiri, autodenunțuri. Glumesc, vă dați seama. M-aș bucura dacă v-ați abonat la canalul meu, Adi de la Vâlcea Omul. Ați lăsat un like, un dislike, ce considerați dumneavoastră, dar e foarte important să apăsați clopoțelul, pentru că veți fi notificați totdeauna când postez ceva. Și ar fi păcat să pierdeți postările, pentru că eu consider că sunt interesante și sincere. Așa că vă pup, să fiți sănătoși și Doamne ajută!